Aduși în căruțe, remorci sau chiar perpedes, porcii și-au așteptat cu minți viitorii cumpărători. Clienții nu s-au înghesuit ca pe vremuri, însă, cum prețul pe kilogram în viu scădea din oră în oră, destui grăsune au plecat din obor cu alți stăpâni. Ați cumpărat porc? Cu cât ați luat? 5 milioane. La câte chile? Păi, eu de care vreau 50-60 chile? Eu zic, după părerea mea, dar ochii vezi ochii. Deci cam 80-90 de mii, așa. Cam așa. Cum merg prețurile față de anul trecut? Așa a fost în fiecare an, de Crăciun, aproape Crăciun, 100 în viu, 90, după cum găsești. Mai lasă lumea așa la preț? Lasă că le trebuie bani. Porcarii veniți din satele limitrofe sunt dispuși la negocieri, dar nu vor să scadă foarte mult din preț. Dacă la primele ore ale dimineții percepeau 10 lei per kilogram, odată cu apropierea prânzului, prețul a scăzut până la 7-8 lei. După ce în timpul săptămânii unii dintre crescători și-au expus animalele pe la alte târguri, mulți dintre ei speră că își vor plasa mai bine marfa în weekendul viitor. 80 de mii carcase în viu. Cam așa merge, merge 100 tăiat. Și vine lumea, întreabă și... Mai întreabă dacă n-ar lumea bani. Mulți care se duce acum, se duce la piață, ia 10 kg de carne și aia. De unde veniți cu... De la Mărăcine. Da. Și ați mai fost în târg și săptămâna trecută? Da, am fost și ieri la Zmeie, nu se vinde. E fătată și a avut purcei, 12 purcei a. Și tot se ferește că vietițățile, că are cam mărișoare. În alții ani mergea mai bine? Merge. Acum n-a merge mai bine. Vândut o purce mai mare, ca asta mama lor, la un papuc. Atât, restul, aștept să-i dăm și pe ăștia. Dacă vine, dacă nu, tot bine. Dar cum e? Vine lumea, întreabă, se uită, mai lăsați din preț? Mai lăsăm din preț, normal. La un moment dat... Se merită să crești porci peste an, să vin, să-i vinzi? Normal, da. Rămâi ceva în câștig. Dar munca nu te-o pune nimeni la socoteală. Nu o pune, vine să uite, dacă ceri un preț scump, spune că e mult. Și asta e tot. Din ofertă nu au lipsit nici godacii tineri, tocmai bun de îngrășat pentru Ignatul viitor. Buzoienii care vor sacrifica porci trebuie să știe că în municipiu sunt organizate 4 puncte de control trichineloscopic.